Un hoț își propune să jăcmănească o mănăstire, își cheamă frații, le spune unde să aștepte, să aștepte la el semnalul în clopoanță când va deschide clopoanța ușii, să năvălească tâlharii între ziduri în mănăstire, să ucidă acele femei, să jăcmănească tot ce iau aur și argint și să plece. Hoțul, fiind mai discret și mai isteț, s-a dus, a prins un pusnic, l-a legat fedele și a luat hainele călugărești, a luat epitrafirul, molitvelnicul, crucea, toate alea, astea îmbrăcămințele lui preoțești, s-a dus la poarta mănăstirii prefăcut și a spus: alu, alu, deschideți poarta, mare veste din pustie. A măicuța de la poartă, care era o portăreață de asta bărbătoasă și știa de disciplină, a spus: da, stai cuvioase, zice, nu te agita așa, la noi aici este doar îndoială. Au chemat starița cu soborul, l-au dus în biserică, a binecuvântat toate maicele, a dat cuvânt de folos, eu o sintetizez ca să nu intrăm în adâncimea ei. A binecuvântat pe tot popor și acum a venit vremea să meargă la masă. Când a mers la masă, starița a spus: stați încet, că la noi este o rânduială. El înnebunea tot când auzea cuvântul ăsta rânduială, nu știe despre ce e vorba. Stareța a adus apă și i-a spălat picioarele, i-au șters picioarele, le-au dat cu un de lemn, le-a pus mâncări fierte, că era vreme de pustie și loc de pustiu și smochine și legume și pesmeț, și el se gândea de la carnea de berbec și de la proțapurile și la vinurile băute, la lencăiturile astea care nici la porci nu se dau. Astea sunt proaste, pentru ce își trăiesc ele viața în halul ăsta, se chinuiesc mai urât ca în pușcărie. Și stareța spune: nu putem pleca la culcare, că este o rânduială. Uh-huh. El când a auzit că mai este o rânduială, o nebunie și mai rău în sinea lui. Numai că acolo a venit Duhul Sfânt, exact la rânduială. A zis starița așa: știți că este o tradiție la noi în mănăstiri, când vine un mare cuvios, în apa în care s-a spălat pe picioare, să bea toți bolnavii, să se vindece. Ăsta a început să le dau să vindece bolnavii după mine, astea chiar n-au minte deloc. Zis și făcut. A adus pe prima paralizată și cum i-a dat cana să bea apă din ligheanul ăla, mâna s-a vindecat și a plecat pe picioarele ei la chilie, la un lemnit. A adus o oarbă, a spălat-o pe ochi cu apă, de aia i-a dat să bea, s-a deschis ochii. A adus una de asta care avea, nu se ridica deloc, cumpănită la pat, deci în zăcare. Cum a dat-o cu apă și i-a dat să bea, s-a ridicat, pașa, a luat ca slăbănogul, targa aia și a plecat. Și atunci o zis să-mi spune: și mamă, și-aude glasul lui Dumnezeu: te-ai băgat unde nu trebuie. Ai intrat în casa mea și ai vrut să batjocorești numele meu. Dumnezeu nu se lasă batjocorit de oameni. Ai două șanse. Ori te duci în pustie, te pocăiești și te faci pusnic, ori îi vestesc stariții ce este cu tine și mâine dimineață ești în ștreang. De aici nu mai ești decât viu sau pocăit sau mort. El s-a speriat tot și a zis: Doamne, prefer să mă duc în pustie. Dar când se ridice de pe scaun, a văzut că nu se poate ridica. Deci el mințise. Credea că merge cu Dumnezeu așa. Atunci a zis: Doamne, nu mă crezi. Iar nu s-a putut ridica de pe scaun. Atunci a zis: Doamne, făgăduiesc că eu mă întorc în pustie și mă pocăiesc. Și atunci s-a putut ridica de pe scaun. Își dăduse cuvântul. Starții au spus: stați preacuvioase, că nu puteți pleca așa, e o rânduială aici la noi. Trebuie să vă conducem până la poartă, iar clopote, evanghelie, preot, sobor, maici, cântări, închis poarta după el. Și el când a ieșit dincolo de poartă, a zis: Doamne, acum cad eu înaintea ta cu milință și întreb, cum poți să te ascunzi în lucruri atât de simple și tu sfiertă de mare? Da. Deci, tu duci o lumânare la altar și necredinciosul spunea: dar e îmbogățit pe popa, te-ai dus să-ți duci lui Iuleu pe lumânare, pardon, nu poți să iei o lumânare la magazin, s-o arzi acasă. A, te-ai dus să-ți duci lui popa prescură ca să se îmbogățească. Dar tu nu știi că în prescura aia stau toți vie și morții tăi și comuniunea cu cerul, cu pământul în liturghie. Tu te-ai dus la preot și ai dat un leu sau doi numele la tăzi din casă și unul râde și tu nu poți să spui: Doamne ajută-mă, trebuie să-ți pomenească popa. Da, trebuie să-ți pomenească, trebuie să-ți pune în liturghie. Simeon Tesalonicul, liturgica ortodoxă. Și acolo, de fapt, stă toată puterea și tot harul mântuitor. Deci asta înseamnă rânduială. De asta, deși par simple, acum mă întorc la catapeteasmă, următorul rând, stând
cele 12 praznici împărătești, ca să știm ce a făcut Dumnezeu și Maica Domnului, ni s-a putut întemeia credința ortodoxă, mai sus sunt cei 12 apostoli care au umplut lumea din dreapta credință, să știm numărul lor, iar mai sus sunt prorocii care au vorbit de Hristos și de Maica Domnului. Și în unele catapetesme deasupra ușii este Sfânta Mahramă, prima icoană creștină, care s-a șters, Veronica i-a șters fața lui Iisus și a rămas chibul imprimat pe ștergar și e prima icoană ortodoxă cu care Veronica făcea minuni, le punea bolnav și se vindeca. Și v-am spus cina de taină, când ne-a dat trupul și sângele lui să aruncăm, și mai sus, între apostoli, stă Hristos pe tron, ca împărat și arhiereu. Și acolo e toată biserica, e tot Noul Testament, de la nașterea lui Hristos până la pogorârea Duhului Sfânt. Eu am văzut și un comentariu referitor la tema noastră. Cineva spunea, păi da, ne lovim de misoginism inclusiv în biserică. Mă rog, nu știu unde e misoginismul, că bărbații sunt pe dreapta, femeile pe stânga, dar de ce s-a stabilit așa? S-a stabilit din două motive. Socotind că bărbatul este cap femeii, dar nu oricum. Dacă cap al bărbatului este Hristos și el o iubește pe femeia sa, așa cum a iubit Hristos biserica, ca să vedeți că nu e misoginism, am să vă arăt că și aici se contrazice, nu neapărat doamna, în general, misoginismul din biserică. 1. Cine este pictată pe bolta altarului tot timpul? Maica Domnului, ce este? Femeie, da? Deci e în altar tot timpul. Ce fac la o sfințire de biserică femeile? Intră în altar. Ce fac sfintele mironosițe în biserică? Stau pe pereți cot la cot cu ceilalți sfinți. Deci femeia care este sfântă nu e femeie, e sfântă. Sufletul e din natură universală. În împărăția lui Dumnezeu nu sunt soară și nu sunt mărite. După aceea, ce facem în mănăstirile de măicuțe? Canonul 27, parcă să nu știu cât alunechi fără mărturisitorul. Femeia care este fecioară și nu este întinată de bărbat. Și s-a afurisit lui Hristos, s-a afioresit, adică s-a dăruit, nu a afurisit, înseamnă altceva. Lui Hristos și amantia și poate intra ca un bărbat, ea este înger. Deci în ce constă misoginism? Sfântul Munte Atos este grădina Maicii Domnului. Cine îl gestionează? Cea din tâi dintre femei. Cine sunt cei care slujesc în Sfântul Munte? Fiii femeilor. Ce sunt femeile? Biserici. Ce sunt copiilor? Slujitori. Și aici o să întrebăm, de ce nu putem noi, conform apostolului Pavel, să hirotonim femeia ca preot, așa cum este bărbatul? Dintr-un singur motiv. Cap al femeii fiind bărbatul și cap al bărbatului fiind Hristos. Hristos e arhiereu cel veșnic. El nu poate să o hirotonească pe Maica Domnului, că Duhul Sfânt e tot peste ea. Ea este mai sus decât toți sfinții, are toate calitățile, arhistrategă oștilor cerești, împărăteasă, doamnă, stăpână îngerilor, toate denumirile. Deci ea nu poate să primească, ea e biserică vie, ce e femeia? Fica bisericii. Dacă e fica bisericii, este fica capului bisericii, este mireasa lui Hristos, ea n-are nevoie de hirotonie. Femeia naște preotul, diaconul și arhiereu. Ea nu are nevoie de hirotonie. Bărbații au nevoie de hirotonie pentru că peste ei trebuie chemat Duhul Sfânt. Peste neamul femeiesc, Duhul Sfânt a venit atunci la buna vestire când lacrimile Evei celei din tâi neascultătoare, care înseamnă viață, au fost șterse de Eva cea nouă, Maica Domnului, care a împlinit în pântecile ei fecioresc primirea lui Dumnezeu pe pământ. Ea este biserica cea vie, raiul cel cuvântător. Ea nu mai are nevoie de hirotonie. Ce facem noi la hirotonie când punem mâna pe capul bărbatului și îl facem diacon? Dumnezeu cu har să te hirotonisească sau să te prohirisească, nu știu cum e un termen de acolo din Arheraticon, care spune pe tine în diacon. Să slujești biserica și preotul spune acolo, celi arhereu, celi cu lipsă să-l împlinești, celălalt, toate cele cu nedesăvârșire le desăvârșești, te hirotonește pe tine diacon, pe seama bisericii cu tare și devii slujitor al altarului. De ce are nevoie bărbatul de hirotonie? Pentru că el nu are Duhul Sfânt decât prin botez. Ori Maica Domnului a primit Duhul Sfânt de plin și a curățit tot neamul femeiesc. De aceea femeile nu se hirotonesc în biserică. Dar ele se fac stavrofore
schimonahii, schiarhimandrite, protoestarețe, starețe și ame.